Întâi pomenește, Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și al Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pe toți și pe toate. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește! Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele, în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Dă, Doamne! Îngel de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Dă, Doamne! Mila și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Dă, Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Doamne! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm
am a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc. Tată, și a zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Ție, Doamne. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Jerusalem.
ați aflat unde pruncul împărat, păstorul noroadelor și stăpânul roadelor, care astăzi s-a născut, că noi steaua i-am văzut și-am venit să ne-nchinăm pe Hristos să-L lăudăm. Merge și mai căutați prin cetate întrebați de se întâmplă să-l aflați, lumii de știre să-i dați, lumea să se închine lui, că la Fiul Domnului, că la Domnul înainte darurile cele sfinte, aur, smilă și tămâie, ca la mare împărăție, și de-acum până în vecie, să fie precum a fost la nașterea lui Hristos. Colindăm, colind, colindăm frumos, colindăm, colind Domnului Hristos. Se văd în zări trei mași venind și-o stea înaintea lor. Pe drumul spre Ierusalim, cădătorind de zor. Și acolo Ierusalim, un prunc au întrebat, că steaua lui ei au văzut și-au spus că-i împărat. Colindăm, colind, colindăm frumos, colindăm, colind Domnului Hristos. De-un împărat ce s-a născut, noi nu am auzit, dar mergeți voi și-l căutați, că poate-l veți găsi. Și îndată ce-au plecat la drum, cu toți se bucurară, că steaua iar înaintea lor frumos i s-a arătară. Colindăm, colind, colindăm frumos, colindăm, colind Domnului Hristos. Și-am mers până la Betleem și acolo a stătut, că steaua acolo i-a oprit din drumul lor cel lung. La ușa unui graj ajuns, lăuntru e intrare, iar pruncul
la ușură lângă voi, cu mir curcat în paie. Așa l-au găsit cei trei mași pe Dumnezeul slavei, dar ei pe el n-au cunoscut, că este împăratul, cel bun, cel mare și cel sfânt, ce lumea a creat-o. Colindăm, colind, colindăm frumos, colindăm, colind Domnului Hristos. Și înaltă magii s-au plecat cu bucurie mare, și darul scump de vin de saci au scos spre închinare. Tămâie, smirnă, aur mult, cu drag i-au dăruit, ca unui Domn și Dumnezeu și Împărat slăvit. Colindăm, colind, colindăm frumos, colindăm, colind Domnului Hristos. S-a arătat nouă.
cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și iartă mie greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cele cu neștiință și mă învrednicește fără de osândă. Să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Cinei tale celei de taină, astăzi Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlcarul mărturisindu-mă scripție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Trupul lui Hristos, primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Trupul lui Hristos, primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Aliluia, aliluia, aliluia. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei sfintei trăimi, închinându-ne ca aceasta ne-a mântuit pre noi. Întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia! Drept primind dumnezeieștile, sfintele preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinor. Amin. Cu pace
să ieși. Pentru numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinul. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până veac. Său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cuvioase Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de minuni, ale Sfinților Împărați și întocmai cu apostolii cinstiți, Constantin și mama sa Elena, ale Preacuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei, ale Sfintelor Mucenițe Antia și Suzana, a căror pomenire o săvârșit, ale Sfinților, Dreților și Dumnezeieștilor Părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amen.
ora lui Crăciun, lui Crăciun celui bătrân, când s-a născut Fiul Sfânt, Fiul Sfânt la acest pământ. Comunitatea ucenicilor lui Hristos a devenit biserică la cinzecime, numindu-se astfel în urma episodului relatat în Cartea Faptele Sfinților Apostoli, când cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt, s-a pogorât sub forma limbilor de foc peste apostoli. Biserica ne pune la dispoziție nu numai mediul prielnic împlinirii sensului vieții, ci și mijloacele, adică Sfintele Taine, prin care, primind Harul lui Dumnezeu, putem să participăm efectiv la viața lui Hristos. În calitatea ei de lăcaș de închinare, biserica este acea clădire anume construită și sfințită pentru ca în ea comunitatea creștină locală să se adune și să oficieze cultul divin public. Aici se propovăduiește Evanghelia sau Vestea cea Bună, adică Vestea Mântuirii Lumii, se săvârșesc Sfintele Taine și Sfânta Liturghie. Din acest motiv, lăcașul de cult are o arhitectură aparte,
izvorâtă din doctrina Bisericii. Există, sigur, planuri arhitecturale care au la bază configurația crucii, planul cruciform, care este de fapt fundamental. Biserici care au formă de cruce, dar cu brațe egale, dar și biserici care au formă de cruce cu parte dinspre vest, latura dinspre vest mai lungă, sub forma crucii latine, de proveniență latină. Acestea sunt cele de bază care de fapt provin din antichitatea creștină, din bifurcația celor două planuri, central și bazilical. Acestea au stat la baza acestor două planuri menționate. Deci, cel mai des întâlnite cele cruciforme. Și avem, sigur, în mod special în țara noastră și nu numai, chiar în Grecia, la Sfântul Munte, planul cruciform, trilobat sau în formă de treflă, în care vedem că trei dintre laturile crucii sunt absidiole, sau se încheie cu aceste abside, în formă semicirculară. Are forma crucii, deoarece Hristos prin cruce a biruit puterea morții și prin cruce ne-a împăcat cu Dumnezeul Tatăl. Iar biserica, mireasa lui Hristos, iată, este cea care se jertfește în continuare pentru mirele Hristos din iubire și dragoste desăvârșită. De aceea, prin cruce suntem conduși pe marea acestei vieți către întâlnirea în cele din urmă cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Sfânta Treime, cu împărăția celor. De aceea, iată, în mod deosebit se păstrează acest plan al crucii în biserică, fiindcă, iată, din punct de vedere mistagogic, teologic, crucea are profunzimea și valoarea ei duhovnicească și teologică. Biserica reprezintă locul prezenței speciale a lui Dumnezeu, unul în ființă și întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, adică locul în care Dumnezeu este întreime lăudat. Bisericile ortodoxe au formă de navă, arătând prin aceasta că biserica este corabia mântuirii, sau de cruce, ca proiectare pe pământ a semnului Fiului Omului. Pe de altă parte, lăcașul de cult este expresia bisericii ca trup tainic al lui Hristos și comuniunea sfinților, după cum se poate observa și din modul în care el este decorat în interior sau, după caz, în exterior. Bisericile ortodoxe, așa cum cunoaștem, sunt împărțite în trei părți componente, altar, naos și pronaos. Sfântul Simeon al Tesalonicului, în secolul al XV-lea, afirma că împărțirea se datorează, de fapt, acestei teologii a Preasfântei Treimi. Iar Preasfântul Treimi este la baza bisericii, chiar a constituției locașului de cult. De aceea, spune el că atunci când ne aflăm în biserică, în cele trei, de fapt, compartimentele ei, ne gândim sau ne ridicăm cu mintea la Sfântul Treime. Este unime de persoane cu aceeași ființă, unică ființă, la fel și biserica este una singură, dar împărțită în trei părți și care au importanța lor, relevanța. Altarul, sigur, ne face să ne gândim la tronul Preasfintei Treimi, adică cerurile, cele mai presus de ceruri. De ce? Pentru că în mijlocul Sfântului Altar se află Sfânta Masă, pe care este așezată Sfânta Evanghelie, se află Sfintele Moașe în picior, Sfinte Mese și, bineînțeles, Sfântul Chivol, care primește Sfânta Împărtășanie, trupul Sângele Domnului. În naos, sigur, stau credincioșii, iar pronaosul era pregătit în special pentru cei care aspirau sau doreau să îmbrățișeze credința creștină și pentru cei care împlineau acest stadiu de penitență, după ce, să spunem, se lepădau de credință. Erau apostați sau apostaziați la credință, făceau această ciclu de penitență și nu erau primiți în naos. Deci, iată, catehumeni și penitenții. Acestea sunt cele trei părți componente ale unei biserici ortodoxe. În general, bisericile ortodoxe sunt construite în stilul bizantin. Acesta prezintă următoarele caracteristici. Materialul de construcție preferat este cărămida, singură sau alternată cu piatră, planul cruciform al bisericii, împărțirea în sens transversal a interiorului în cele trei părți principale, altar, naos și pronaos, ultimele două despărțite între ele prin catapeteasmă, acoperișul în formă de boltă arcuită, prezența unei cupole centrale ridicate deasupra naosului, contrastul evident dintre aspectul simplu și sobru și interiorul bogat decorat și somptuos, ornamentația interioară realizată aproape exclusiv prin pictură. Toate aceste trăsături se vor păstra permanent la bisericile bizantine,
variind doar modul în care vor fi îmbinate, după epoci, regiuni și posibilități materiale. Este cunoscut că în Sfântul Altar săvârșim în mod deosebit, sigur, Sfânta Liturghie. Este slujba prin excelență pe care preotul o săvârșește din Sfântul Altar ca liturghisitor al lui Mântuitorului Iisus Hristos. După aceea știm că taina hirotoniei se săvârșește în altar. De ce? Fiindcă cei hirotoniți, diaconi, preoții și arhierei vor fi slujitori ai lui Hristos și împlinesc această slujire dumnezeiască, primesc această investiție de la Hristos Domnul prin lucrarea Duhului Sfânt și devin slujitori într-adevăr ai tainilor Dumnezeu și ai oamenilor. De aceea, iată, slujba aceasta, ca o excepție, se săvârșește în Sfântul Altar. Deci acestea ar fi slujbele pe care noi suntem în Sfântul Liturghie, taina hirotoniei, sigur, și utrenia și vecernia, toate aceste laudele mari se săvârșesc în primul Sfântul Altar. Deși sunt, iată, ieșirile acestea, vohoadele, obișnuite sau speciale, totuși preotul săvârșește din Sfântul Altar aceste slujbe. Deci Sfânta Liturghie, hirotonia slujitorilor, vecernia și utrenia, adică laudele mari ale bisericii. Prin actul de sfințire, biserica devine spațiul comuniunii dintre om și Dumnezeu. Pe Sfânta Masă a altarului se află întotdeauna trupul și sângele Domnului, iar la piciorul acestei mese și în Sfântul Antimis se găsesc moaște de sfinți. În lăcașul de închinare sunt dispuse icoanele sfinților, care, asemenea unor ferestre spre absolut, ne prezintă în mod simbolic lumea transfigurată de dincolo, cu care intrăm în legătură prin lucrarea sfințitoare a lui Dumnezeu. Biserica este spațiul de rugăciune prin excelență, pentru că în ea se săvârșesc sfintele slujbe de către persoane alese, preoți și episcopi, investite cu putere de sus în acest scop. În partea centrală sau de mijloc a bisericii, adică în naos, în primul rând săvârșim sfintele taine. Știm că, iată, cununia, uneori botezul se vârșește și în pronaos, dar, sigur, în practică, mai nou în naosul bisericii, după aceea Sfântul Maslu. Taina mărturisirii, preotul se vârșește, sigur, în naos, în fața icoanei Mântuitorului Iisus Hristos. După aceea slujba Tedeumului, slujba de mulțumire de obicei sau de deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod, a anului universitar și așa mai departe, după cum cunoaștem. Și, bineînțeles, și înmormântarea slujitorilor se săvârșește în naos. Acestea ar fi slujbele principale pe care, iată, preotul le săvârșește în mijlocul credincioșilor. Biserica a fost considerată întotdeauna drept casa lui Dumnezeu. Oricine intră în biserică sau trece prin fața ei se închină, pentru că în acest spațiu sacru este prezent și lucrează în mod special Dumnezeu. Trebuie precizat că intrarea în lăcașul sfânt se face prin pridvor sau direct prin pronaos. Acesta este locul unde stăteau odinioară catehumenii, adică cei care se pregăteau să primească botezul și penitenții. Ca încăperea bisericii, pronaosul este mai puțin cunoscut din punct de vedere al slujbelor oficiate aici. Pronaosul, sigur că, ca parte, să zicem, integrant a bisericii, este important pentru că se săvârșește anume slujbe. În primul rând, exorcismele de la botez sau slujba pregătitoare, premergătoare botezului. Se numește rânduiala la facerea catehumenului. Adultul sau pruncul care urmează să fie botezat este primit de către biserică, de preot, și se rostesc acele rugăciuni de îndepărtare a duhurilor celor rele de la el și e ținut de naș, în special pruncul, e ținut în brațe și se rostesc acele lepădări, după aceea crezul, mărturisirea de credință și slujba propriu-zisă se săvârșește în naos. În al doilea rând, slujba litiei, știm că se săvârșește tot în partea pronaosului. După aceea, slujba aghiazmei. Și, de fapt, acestea sunt în mare parte cele care se săvârșesc în prima parte a bisericii pronaos. Iată, la slujba botezului, nefiind membru al bisericii, pruncul sau cel adult care aspiră la credința creștină nu poate fi intrus în naos, fiindcă, noi știm foarte bine, în stadiul acesta de pregătire pentru primirea botezului, catehumenii, care împlineau, iată, o perioadă mai largă sau de până la 40-47 de zile în perioada postului mare, așteptau, într-adevăr,
cu multă figurare și cu multă emoție în momentul botezului. De aceea erau primiți în pronaos la momentul liturghiei, când se spunea cei chemați ieșiți, ei ieșeau din biserică. Erau invitați de către diacon să părăsească locul șteptul, nu puteau participa la taina Sfintei Liturghii mai departe, adică la liturghia credincioșilor. Biserica este prin excelență spațiul sacru al creștinătății. Aici, Hristos continuă lucrarea sa sfințitoare și mântuitoare în mod direct asupra celor ce cred în El, angajând în împlinirea acestei lucrări pe sfinții apostoli și pe urmașii acestora, episcopii și preoții. Așa cum este construită și împodobită, biserica apare ca un întreg armonios, simbolizând lumea întreagă devenită biserică, adică spațiu al comuniunii cu Dumnezeu și al desăvârșirii. Exonartexul sau pridvorul este acea încăpere de la intrarea unei biserici care precedă pronaosul. Este închis cu zid în toate laturile, fie înconjurat numai cu jumătate de zid și cu acoperișul susținut de coloane, fie complet deschis și numai cu 4 stâlpi de susținere la colțuri pentru acoperiș. La bisericile cu exonartex închis, cum sunt cele moldovene, o mare parte din temele iconografice ale pronaosului se zugrăvesc aici, spre exemplu, judecata din urmă, scara lui Iacov sau Adam și Eva în rai. Printre alte teme zugrăvite în exonartex se află și scara Sfântului Ioan Scărarul și vămile văzduhului, strâns legate de tema judecății din urmă. Biserica Ortodoxă face astăzi pomenirea sfinților mucenici Elefterie, episcopul Iliriei, Antia și Suzana. La 15 decembrie 1868 a avut loc concertul inaugural al Societății Filarmonice Române, sub bagheta lui Eduard Wachmann, primul director al orchestrei. Pe 15 decembrie 1613 s-a născut François de la Rochefoucauld, scriitor și moralist francez. Astăzi se împlinesc 179 de ani de la nașterea inginerului și arhitectului francez Gustave Eiffel. Pe 15 decembrie 1958 a trecut la domnul Wolfgang Pauli, fizician atomist austriac, laureat al premiului Nobel. În urmă cu 45 de ani a trecut la cele veșnice Walt Disney, producător, desenator și regizor american. V-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Familia Creștină. Ne-am propus pentru astăzi să privim din unghiuri poate diferite pentru unii, congruente pentru alții, o problematică care poate pentru unii a devenit o modă, și anume criza actuală, criza economică, pe care nu o socotesc ca fiind de fapt de sorginte spirituală. De aceea ne-am propus
de această dată să vă punem în față câteva dintre concluziile la care au ajuns oameni preocupați atât de suflet, și mă refer la duhovnici, mă refer la slujitori ai Sfintei Biserici, dar și oameni care, tot din biserică fiind, sunt preocupați de impactul pe care îl are criza economică asupra familiei, asupra ceea ce înseamnă acest simbol pentru noi, ca neam și, de ce nu, ca și națiune creștină. Avem bucuria și privilegiu totodată de a avea în mijlocul nostru pe Părintele Adrian Beldianu, parohul Bisericii Mihai Vodă din București. Bine ați revenit în mijlocul nostru, bisericii voastre, și pe distinsul domn profesor universitar doctor de la Institutul de Sociologie al Academiei Române, domnul profesor Ilie Bădescu. Bine ați revenit, distinse domnule profesor. Aș vrea să fac mențiunea că domnul profesor este unul dintre apropiații bisericii prin aceea că viața domniei sale se împarte între slujirea lui Dumnezeu atât la catedră, dar prin acea slujire a preoției universale în cadrul Sfintei noastre biserici, participând la Sfintele Slujbe ori de câte ori timpul și programul domniei sale atât de încărcat îi permite. Încă o dată vă mulțumesc și îngăduiți-mi să lansez o provocare, aș putea spune, pentru fiecare dintre noi. Cuvântul criză, știm toți, vine din grecescul crino, a judeca, moment de alegere, moment de cumpănă. Cum vedeți criza, domnul profesor? În general, când vorbim de criză, și e minunat că ați menționat etimologia termenului, sigur că este vorba întâi și întâi de un moment de cumpănă. Dar omul obișnuit, când vorbește despre criză, se gândește la cele materiale, adică la lipsuri, care în perioadele de criză se accentuează, se întețesc. Lipsurile materiale sunt atât de copleșitoare în perioadele de criză, încât soluțiile cele obișnuite din viața normală nu mai răspund acestor situații. Sunt provocări deosebite și deci presiuni extraordinare asupra omului, asupra individului, dar și asupra comunității omenești, asupra familiei în primul rând și asupra tuturor colectivităților omenești. De aceea, criza, într-adevăr, este un moment de cumpănă, pentru că în perioada aceasta de criză se verifică, cum s-ar spune, cele trainice din viața omului, din viața individului și din viața comunității, a colectivităților. Pe de altă parte, însă, criza uneori îmbracă forme atât de extraordinare, de teribile, lovește, cum s-ar spune, ca un fel de, într-o lovitură năprasnică, dezagregând, destrămând cele care sunt rânduite de Dumnezeu să fie împreunate. Cum știți foarte bine, în momentul acesta, familiile sunt destrămate, adică sunt zone întregi în care copiii au rămas singuri, fără de părinți, pentru că părinții sunt nevoiți să lucreze în alte părți ale Europei, în Italia, în Spania, cu precădere, în Israel, în Germania și așa mai departe, adică pe unde găsesc de lucru. Și ceea ce este mai dureros este că adeseori cea care trebuie să lipsească din casă este femeia, este mama. Ori mama nu poate fi înlocuită cu niciun chip. Tatăl poate fi, cum s-ar spune, îngăduit. Absența tatălui este îngăduită pentru o vreme. Nici absența lui nu este un fenomen, nici cum s-ar spune, o stare pozitivă. Dar este suportabilă, însă absența mamei este cutremurătoare, e cumplită. Și ceea ce se întâmplă grav, dramatic, tragic, aș spune, în momentul acesta, se referă tocmai la nevoia mamei de a căuta de lucru în altă parte, de a-și părăsi pe perioade uneori lungi, alteori mai scurte, variabile, în orice caz, familia, pentru ca să procure cele necesare pentru întreținerea familiei. În al doilea rând, însă, aș vrea să amintesc o observație făcută de preafericitul Părinte Patriarh, care sesiza un lucru într-adevăr teribil. În anul trecut, spunea preafericirea sa, s-au născut 60.000 de copii în Italia și au apărut 60.000 de afaceri tot în Italia. Deci ne dăm seama că energia neamului, energia, cum se spune, viguroasă,
a neamului nostru, în momentul acesta lucrează, cum se zice, în altă parte. E un fel de a spune, sigur că lucrează în altă parte, ajutându-se pe sine. Însă, pe de altă parte, sunt părți întregi din populația care migrează pentru muncă, care nu se mai întorc. Deci rămân pe acolo pe unde își fac rosturile vieții. Deci sunt încercări grozave, atât pentru familie, cât și pentru statul român, pentru țară ca atare, pentru neamul românesc în perioada aceasta de criză. Și, după părerea mea, răspunsul la situația aceasta nu este unul strict economic. Soluția economică, sigur că poate fi imaginată. Este evident, de pildă, că pot fi gândite politici ale guvernului în raport cu piața forței de muncă, care este lărgită. Este legitimă, de pildă, mișcarea aceasta, migrația forței de muncă în căutarea de lucru, pentru că, de vreme ce nu găsesc soluția acasă, trebuie să caute în altă parte. Dar și politicile guvernelor pot să protejeze aceste categorii, însă trebuie să fie politici la rândul lor foarte viguroase. Pentru că, altminteri, atitudinea de, să spunem, așa, deci de îngăduință la fenomene atât de grave, nu poate decât să accentueze criza. Și omul singur, comunitatea singură, familia singură și așa mai departe, n-au puteri suficiente pentru a-și rezolva necazurile. Și, cum se zice, în momentele acestea, omul care se uită în lume nu mai privește ca țăranca de care vorbea Petre Pandrea din Gorj, care punea mâna streașină la ochi și privea în zariștea cosmică. El, săracul, în situații de genul acesta, se uită în cer, fiindcă singur ajutor care vine este de la Dumnezeu. Deci cred că trebuie gândite soluții la criză, deopotrivă în programe economice și programe spirituale, și aici rolul bisericii este de prim rang. Și aș vrea iarăși să menționez, ca pe un lucru extraordinar al bisericii, faptul că un an de zile în Biserica Ortodoxă Română a fost un an de meditație asupra familiei, asupra stării, asupra condiției, asupra destinului și asupra rostului familiei și asupra tainelor legate de familie. Și ăsta este un lucru extraordinar, este un tezaur de gândire. El a fost de altminteri încununat printr-un seminar internațional, printr-o conferință internațională la care au participat bisericile, cele două biserici surori universale, și unde s-au dezbătut problemele acestea, care sunt realmente probleme de alarmă. Așa este. De altfel, ați surprins extrem de bine faptul că, de fapt, însăși emisiunea noastră se încadrează într-un program mai larg în care căutăm să surprindem aspecte ale vieții de familie. Și vorbeați mai devreme de soluții în plan spiritual. De aceea vă rog să-mi îngăduiți să-l întreb pe Părintele Paroh Adrian Beldianu, cum se vede criza, sau să fim mai sinceri, cum se vede sărăcia din spatele crizei, cum se vede lipsa sau îndoiala că vei avea și mâine un loc de muncă de la ușa Sfântului Altar? Aș începe cu concluzia. Biserica și credincioșii n-au fost niciodată în criză. Și dacă mă gândesc la timpul trecut, adică anii dinainte de 90, când, sigur, viața era puțin mai sigură, dar banii erau la fel de puțini, credinciosul avea posibilitatea să se chivernisească. Iar acum, când viața este destul de nesigură și banii sunt și mai puțini, biserica se bucură de darul văduvei. Și atunci intervine acel principiu: omul sfințește locul. Și preotul întotdeauna va trebui să știe să chivernisească bine darul lui Dumnezeu, să chivernisească bine averea bisericii. Sigur că poate fi vorba și de criză spirituală, dar această criză spirituală nu atinge o treaptă înaltă. Este exact la ceea ce spuneați mai devreme, definiția crizei. Se află oarecum dincolo de momentul alegerii, pentru că în asemenea timpuri destul de grele, de apăsătoare, credincioșii caută mânghierea bisericii. Și
Aici eu sunt foarte bucuros, spun eu, pentru că având o biserică fără de enorie, programul meu liturgic este de așa manieră încât credincioșii să mă găsească în biserică pentru un cuvânt bun, pentru o rugăciune, pentru un sfat, să se întâmple ceea ce părinții de demult spuneau, au venit la părintele cutare să-i odihnească.